Bună ziua, bine ați venit la Expert în Afaceri. Discutăm astăzi despre o temă extrem de interesantă, extrem de importantă. Vorbim despre Pactul Ecologic European, așa numitul Green Deal. Comisia Europeană l-a lansat în urmă cu câteva săptămâni. Încercăm să vedem despre ce este vorba mai exact împreună cu domnul Mihai Drăghici, responsabil sectorul energetic la EY România. Bună ziua, bine ați venit la RFI. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Așadar, domnule Mihai Drăghici, ce este Pactul Ecologic European? Ce conține acest pachet de măsuri al Comisiei Europene? Este un pachet de măsuri pe care Comisia Europeană l-a aprobat în decembrie 2019 și el prevede ca până în 2050 Europa să devină primul continent neutru din perspectiva emisiilor de gaze cu efect de seră. Și aici aș vrea să punctez câteva aspecte să ne asigurăm că avem folosim aceeași înțelegere. Termen. De acord, da. Atunci când discutăm de gazele cu efect de seră, acestea sunt acele gaze care odată ajunse în atmosferă contribuie la încălzirea globală. Dacă am putea să ne imaginăm plafonul unui solar, da, plafonul unui solar, dacă ne uităm, este, să spunem, din sticlă. Lumina solară cade pe acest plafon, o parte este reflectată înapoi în atmosferă, o parte ajunge în seră. Lumina care ajunge în seră încălzește atât terenul din seră cât și plantele, se degajă căldură în acea seră, iar această căldură, o parte din ea sigur este dată în afara serei, dar o parte din această căldură este reținută în seră ca urmare a acelui plafon de sticlă. Și spuneți că așa arată și globul nostru pământesc în ultimii ani, nu? Sau cum? Simplificat vorbind, aceste gaze, de aici și numele gaze cu efect de seră, au cumva același rol. Ce își propune Uniunea Europeană până în 2050 este nu să subțieze acest plafon, nici măcar să-l mențină la același nivel. Până în 2050, ce își propune Uniunea Europeană este o să mai punem niște gaze cu efect de seră în atmosferă, dar începând cu 2050 vrem ca ceea ce noi, europenii, punem în atmosferă să fie recuperat de către pământ într-un mod natural. Deci vrem să fim neutri începând cu 2050. Ce o fi după 2050, o întâi și o vedea la vremea respectivă. Acum, cine face gazele acestea? Cine este responsabil de gazul acesta cu efect de seră? 80% din aceste gaze avem aici dioxidul de carbon. Deci dioxidul de carbon reprezintă 80% din gazele cu efect de seră. De asemenea, acum lăsând la o parte, sigur, vaporii de apă și discutăm de gaz de seră doar ceea ce generează omul și pune în atmosferă. Acum, dioxidul de carbon la rândul lui este generat în proporție de 70-75% de arderea combustibilului fosil. Cu alte cuvinte, noi săpăm în pământ, extragem cărbune, extragem petrol, extragem gaze naturale, le dăm foc pentru a ne atinge obiectivele, iar emisiile, rezultatele, punem în atmosferă. Ce este însă poate destul de interesant aici este faptul că facem acest lucru la o scară industrială de pe la 1900, tot am ars cărbunele, ca să zic așa, să producem energie. Deci avem vreo 120 de ani de experiență în a face acest lucru. Se estimează că în urmă, mai avem resurse de petrol pentru încă 50-60 de ani, cel puțin resursele dovedite. Cărbune pentru cât timp? Vreo aproximativ 150 de ani pentru cărbune. Uh-huh. Dacă ne uităm, am avea undeva la vreo 200-300 de ani timp să consumăm tot ceea ce înseamnă rezerve de petrol, cărbune și gaze naturale. De când am început. Per total de când am început și până când ne așteptăm să se termine aceste resurse. Suntem foarte eficienți pentru că aceste resurse au fost generate în aproximativ 200-300 de milioane de ani. Dumneavoastră a spus suntem eficienți, eu aș spune suntem harnici. Suntem. Dar în același timp efectele despre care vorbeați mai devreme, nu efectele legate de atmosferă, se văd. Se văd și se văd chiar și în România. 2019, spre exemplu, a fost cel mai călduros an de când s-au înregistrat temperaturile în România, de la aproximativ 1900. Iar la nivel global este al doilea sau al treilea cel mai călduros an. De asemenea, anul ăsta nu mi-aduc aminte să fi avut discuții în presă cu privire la dacă s-a realizat bine sau nu dezăpezirea în București. Da? Până la această n-a mai fost discuția asta că n-a existat zăpada. Natura nu ne-a dat șansa să avem această discuție. Poate în săptămânile următoare. De acord. Spuneți-mi, vă rog, contextul în care s-a ajuns la acest pact ecologic european. Pentru că a existat un context. Așa este. Lucrurile menționate până acum deja au început să fie înțelese de populație și în septembrie anul trecut
Am avut o mișcare la nivel global, aproximativ 6 milioane de oameni au ieșit în stradă pentru a promova cumva această încălzire și încălzire globală și a stopa cumva, să conștientizăm aceste lucruri și să luăm anumite măsuri pentru stoparea acestei încălziri globale. Ce este foarte interesant este că din acești 6 milioane, aproximativ 6 de milioane care au ieșit în stradă la nivel global în diferite orașe, aproximativ 1,5 milioane au fost în Germania. Numai Berlin cred că au avut undeva la aproximativ 200-300 de mii de oameni în stradă. Atunci când ai atât de mulți oameni în stradă, politicianul german ascultă. Și acesta este și cazul Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. A ajuns în funcție, a preluat noul rol la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie și deja în primele săptămâni a declarat prioritate zero acest pact ecologic european. Deci acesta este, să zicem, contextul european mai degrabă. Contextul global e de discutat. Nu avem acum neapărat timp, dar o să-l discutăm poate. Ok. Spuneți-mi, vă rog, întorcându-mă la pactul ecologic european, la câteva elemente concrete, care sunt țintele pe care trebuie să le atingem? Știu că sunt niște ținte acolo asumate de către Comisia Europeană. Sigur. În spiritul german nu așteptăm până în 2049 și apoi în ultimul an să ne apucăm de treabă. A fost setat un target intermediar. Până în 2030, în următorii 10 ani, trebuie să atingem o reducere a gazelor cu efect de seră de aproximativ 50-55% comparativ cu anul 1990. Anumiți pași au fost făcuți deja, în sensul că... Deci vorbim de întreaga Uniune Europeană, nu numai România, dar și corect. România, evident. Și România, la fel, trebuie să atingem acest target. Acum, pași au tot fost făcuți din 1990 până în prezent. În ultimii 30 de ani am reușit deja să atingem o reducere de 20%, aproximativ, la nivelul Uniunii Europene. Numai că acum trebuie să atingem restul de 30-35% într-un timp de 3 ori mai scurt. Și e mai greu, da, e ca la, vreau să spun că e ca la maraton, că la maraton ultimii kilometri sunt mai grei, dar iată, acum avem și timpul mai scurt, deci trebuie să ne grăbim, nu? Și de 3 ori mai repede. De 3 ori mai mult și de 3 ori mai scurt. 1,5 ori mai mult, ca să zic așa, da. Și acele quick wins, câștiguri rapide s-au făcut deja. Cum stă România din acest punct de vedere? România a beneficiat de un context, mi-e greu să spun favorabil, dar din nou mi-e greu să spun... Din punctul de vedere al mediului a fost favorabil, să spunem, nu? Din punct de vedere al mediului a fost favorabil, din punct de vedere economic pentru populație mai puțin. Din 1990 până în prezent, noi ne-am atins acest target de aproximativ 20%, dar ne-am atins în contextul în care industria a scăzut puternic în această perioadă și sigur, dacă nu mai producem, nu mai polom. E bine din perspectivă economică, din perspectivă ecologică, din perspectivă economică, mai puțin bine, da. Ne-ați vorbit despre ținte, despre cadrul general, despre context. V-aș ruga să completăm informațiile cu, din nou cu lucruri concrete, cum se vor transpune în economie, în industrie, în anumite industrii, țintele pe care vrem să le atingem noi europenii. Discutam de dioxidul de carbon care în proporție de 70-75% este generat de arderea combustibilor fosili. Una din principalele industrii care unde ardem acest combustibil fosil este industria auto. Da? Mașinile pe benzină, mașinile pe motorină. Cumva surprinzător pentru alții absolut normal, tot Germania conduce aici, prin Volkswagen, grupul Volkswagen, care este cel mai mare producător de automobile la nivel global. Se luptă tet-a-tet cu Toyota, dar de cel mai multe ori în ultimul timp a început să câștige. Și când vorbesc de grupul Volkswagen, mă refer la inclusiv la brandul Audi, inclusiv Seat, inclusiv Skoda și alte branduri. Ei și-au propus o strategie de electrificare și au fost foarte ambițioși. Au spus că vor să investească aproximativ 20 de miliarde de euro în următorii 5 ani pentru electrificarea mașinilor. Și de asemenea și-au propus ca în următorii 10 ani să lanseze aproximativ 75 de modele complet de electrice, electrice, plus încă vreo 60 de mașini hibride. Altfel spus, ar fi cam aproximativ la fiecare 6 săptămâni, în medie, Volkswagen să lanseze un model electric. Da, pare o țintă ambițioasă, dar când
când grupurile germane spun ceva, chiar și reușesc să facă. Se cam țin de treabă. Deja au lansat primele modele, fabricile le-au în producție și urmează să vedem vară mai multe modele din gama lor. Bun, aceasta este tema mașinilor electrice. Avem însă și o temă a companiilor petroliere, una a producție de energie verde, dar ajungem și la ele, nu? Și de ce nu la industria pe cărbune aici, producția pe cărbune? Și aici o discuție complicată, totuși. Așa este, așa este. Sigur, dacă punem mai multe mașini electrice pe stradă, pe de o parte ne așteptăm la o reducere a consumului de combustibil, da, benzină, motorină, pe de altă parte ne așteptăm la o creștere a consumului de electricitate. Personal sunt foarte curios să văd cum o să arate această industrie de downstream, retail de carburanți, cum o să arate benzinăriile în 15, 20, 25 de ani de acum încolo. În special, acele companii de retail de carburant care au activități concentrate în Europa, deci nu sunt diversificați pe alte continente. Și noi în top 3 companii de petrol și gaze din România avem astfel două astfel de companii care se concentrează pe Europa. Mă aștept ca divizia de strategie din cadrul acestei companii să fie foarte activă în această perioadă după acest Green Deal. Dar uitându-ne din perspectiva cealaltă, consumul de electricitate, aici cu siguranță trebuie să ne îndreptăm către energia verde. Avem câteva tehnologii testate. Pe de-o parte, fotovoltaic, eolian, biomasa. Stocarea este foarte, foarte importantă și noi în România avem o patimă și s-a tot discutat de către centrala Tarnița. Cu siguranță poate să fie o idee bună, dar pe de altă parte, dacă nu s-a construit de atâta timp, rămâne să mai așteptăm să vedem când o să se construiască. Poate acum e contextul favorabil. Poate acum o să reușim în sfârșit. Dacă nu, s-ar putea chiar aceste mașini electrice să ne ofere soluția, pentru că se discută de o conectare în rețea acestor mașini electrice, de conectare în rețea acestor baterii, iar tocmai aceste baterii să conducă la echilibrarea sistemului energetic. Se realizează diferite studii. Chiar în timp ce discutăm acum, în diferite țări sunt realizate studii pilot și rezultatele sunt îmbucurătoare. Sigur, și la rândul lui și consumatorul va trebui să aloce o anumită porție din acea baterie, va primi un anumit preț pentru că și-a alocat o anumită capacitate din baterie. Multe lucruri trebuie să se schimbe, dar mergem în direcția bună. Complexul energetic Oltenia e o problemă pentru economia românescă și economică și socială. Și o soluție în același timp, aș spune. Așa, spuneți-mi, soluția e bună. Într-adevăr, complexul energetic Oltenia, acum aproximativ 3-4 ani, cam 10% din cifra de afaceri era ocupată, ca să zic așa, de costul certificatelor de dioxid de carbon. În momentul de față, dacă ne uităm la contul de profit și pierdere, putem observa că undeva la 40-50% din contul de profit și pierdere este ocupat de categoria de costuri dioxid de carbon, tocmai pentru că au crescut foarte mult aceste emisii. Ce facem cu el, cu acest complex? Soluția nu este ușoară. Doar ce au scăpat de insolvență la sfârșitul anului trecut și le urez succes să facă acest lucru cât mai bine și să se reîntoarcă pe profitabilitate cât se poate de repede. Pe de-o parte, sigur avem radicali care spun ar trebui să închidem complexul energetic, Oltenia poluează, nu mai vrem să avem poluare în țară. Pe de altă parte, dacă închidem mâine complexul energetic Oltenia, s-ar putea să fie nevoie să mai stingem lumina prin câteva județe de prin țară. Uh-huh. Complexul energetic Oltenia este al doilea cel mai mare producător de electricitate din România. Anul trecut a fost al doilea după hidroelectrica, generează 20-25% din tot ceea ce înseamnă energie deci generată. Avem nevoie de o tranziție, trebuie să intre într-un timp de tranziție. Așa este, avem nevoie de o tranziție în acest sens. Ar trebui ca o parte din acele grupuri probabil să ne gândim la anumite soluții mai puțin poluante. Poate gazul s-ar putea să fie un element de tranziție în perioada următoare. Cu siguranță nu este o soluție pe termen lung, dar s-ar putea să fie o soluție de tranziție pentru complexul energetic Oltenia. Pentru rubrica noastră de astăzi vă propun o ultimă temă, fondul de tranziție, pentru că tot am vorbit despre tranziție. Un fond european care înțeleg că sau sunt mai multe fonduri europene, un complex de fonduri, aș vrea să ne spuneți ce bani se vor aloca prin aceste fonduri și care este mecanismul lor în câteva cuvinte. Uniunea Europeană, pentru a atinge acest target pentru 2030, alocă 1 trilion de euro. Doar ca să pun această cifră în context, cam 1 trilion de euro înseamnă cam de 4-5 ori PIB-ul României. De asemenea,
având în vedere că sunt anumite țări dependente de cărbune, ei s-au gândit să aloce un fond de tranziție just. Și au zis în felul următor, din cadrul acestui fond alocăm Poloniei cea mai mare sumă, tocmai pentru că Polonia este dependentă undeva la peste 50% de cărbune. Pe locul 2 alocăm Germaniei o anumită sumă de bani, ei sunt dependenți de cărbune undeva la 30-40%, iar pe locul 3, surpriză, alocăm României. La fel, România este dependentă undeva la 20-25% de cărbune. Este foarte important să accesăm acești bani, să accesăm cât mai repede. De asemenea, lăsând la o parte ceea ce o să fac mediul, sectorul public, sunt foarte bucuros să văd că avem mișcare și avem soluții bune în mediul privat. Astăzi lucrăm cu companii din România care și-au propus să devină neutre din perspectiva emisiilor de dioxid de carbon și nu vorbesc de o bancă din centrul orașului care o să cumpere energie verde ca să-și îngăzească angajații, vorbesc de companii cu activități semnificative în producție care au spus vrem să renunțăm la gazul natural, vrem să renunțăm pe cât se poate la electricitate pentru că are un anumit factor de energie gri și discutăm cu ei soluții precum cogenerare, trigenerare pe biomasă, piroliză, gazeificare, diferite soluții care nu numai că sunt benefice pentru mediu, sunt neutre pentru mediu, dar au și o recuperabilitate de la 4, 5, 6, 7 ani depinde de soluții. Vom mai discuta pe această temă. O concluzie acum, vă rog. O scurtă concluzie. Cred cu tărie că viitorul este verde. De asemenea, cred că ar trebui să ne uităm cu atenție la prețul energiei electrice, așa cum este el acum, pentru că s-ar putea să fim nostalgici după aceste prețuri în viitor. Trebuie să ne mișcăm repede, într-adevăr, să accesăm aceste fonduri. Lucrurile se întâmplă foarte repede în Europa. Tot ceea ce am discutat acum, mare parte s-a întâmplat în ultimele 2 luni. Trebuie să ne trezim și să accesăm repede aceste fonduri și trebuie să avem oameni capabili în pozițiile corecte care să ia deciziile necesare. Mulțumesc, a fost Mihai Drăghici, responsabil sectorul energetic EY România. Ați ascultat Expert în Afaceri. Rămâneți pe RFI, toate cele bune în continuare.